fabrica de componente și roți pentru biciclete de curse de la Curtișoara, ce lucrează doar pentru export, are nevoie de angajați. Societatea italiană a anunțat Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă OLT 35 de locuri vacante ca montator sub ansamble. Nu se cere experiență, iar termenul limită de recrutare este data de 1 octombrie. Noul pod peste râul Olt și Balta Milkov, investiția din cadrul proiectului drumului expres Craiova-Pitești, tronson 2 lot 2, începe să prindă contur. Noi imagini cu stadiul șantierului au fost publicate azi de către MND. Aceasta este cea mai complexă parte a investiției, cel de-al doilea cel mai lung pod rutier din țară, având 1,7 km. Finalizarea lui este preconizată anul acesta. La început de an școlar, elevii claselor primare de la unitățile de învățământ din comuna Crâmpuia s-au bucurat de un cadou din partea administrației locale. Aceștia au fost întâmpinați pe bănci cu rechizitele necesare. Primăria, considerând că au nevoie de sprijin pentru a porni la drum optimiști, încrezători și cu forțe proaspete, gata să obțină rezultate remarcabile. Ministerul Dezvoltării a stabilit sumele ce vor fi alocate prin Programul Național de Investiții Angel Salini, cel puțin 140 de milioane de lei pentru fiecare județ, 4 milioane pentru fiecare comună și 7 milioane de lei pentru fiecare oraș. De asemenea, pentru fiecare municipiu, în afară de reședințele de județ, vor fi alocate 10 milioane de lei, iar pentru fiecare reședință de județ, 43 de milioane de lei. Ministerul Sănătății a anunțat că personalul medical din centrele de vaccinare își va primi salariile restante pentru perioada mai-iulie. Plata vizează doar o parte din datoriile față de personalul medical din centre, fiind centralizat necesarul și pentru luna august. În țară sunt deschise 583 de centre pentru imunizarea populației cu 839 de fluxuri organizate.